trebuie doar să vă gândiți la cum vă petreceți voi timpul sau cum vă sunteți prinse cu capul în altă parte. Deci suntem toți în păr. Da, toți în păr. Sau fără păr. Ce să zic? Ce să zic, a? Ce să zici? Da. Ia! Păi de când a devenit părul o problemă așa de mare? Dar nu e părul o problemă așa de mare, eu doar ziceam. Ce ziceai? Că sunt adolescenți ca noi care nu au păr, asta ziceam. Păi și e vreo problemă? Nu, frate, nu e o problemă, dar sunt. Și dacă sunt adolescenți la tine în clasă care n-au păr, e de rău? Nu, frate, nu e de rău! Sunt adolescenți care n-au păr, nu e de rău! Jesus! Ar fi să fiu cu cineva doar așa? Nu! Atunci? Deci eu nu am ce să caut aici, eu plec. Frate, dar n-am spus asta! Ba, asta a spus! Voi considerați că oamenii din ziua noastră trebuie să fie toți înalți, frumoși și cu păr unde trebuie! Doar unde trebuie, da? Doare păr și pe piept. Dacă doare păr pe piept? Iax! Și mama ta ce spune? Nu știu. N-am zis bine? Sunt unii fericiți frumoși în urmă. Chiar nu e frumusețe, mai presupun doar singur el în casă de slujească frumusețea mea. E privire la orbit, așa cum e privirea mea orbit. Ei, atunci n-am păi lângă tine să mă întind, că nu mă întind prea mult, jur, nu mi. Ce mi-e liturgic ca și pește și gine. Nu. Te rog cu stăruință, cum îi deamnă bună cuvință pe o fată și pe tocmai să se poate, hai, fă